Bună ziua, dragii mei! Astăzi este miercuri, iar eu am spus că să filmez și eu Ok. ceva astăzi. Și nu mă simt deloc bine, sunt foarte, foarte răcită. Și ieri am avut o tentativă de a filma, dar m-am lăsat pe cubaș pentru că nu mă simțeam bine. Și astăzi am zis să încerc din nou să filmez câte ceva, să pot să postez seara. Sunt foarte răcită, am luat răceala de la Antonia, că ea Da. aduce răceala de la grădiniță într-una, vine cu răceala acasă. Și mă doare capul, vin funda nasul, mă ustură gâtul, de nu mai pot. Ieri am avut programare și la unghii, cam așa. Aici am o moșulică. Maria servește micul dejun. Ea mănâncă avocado cu roșii. Are și pâine, dar ea nu mănâncă pâine, mănâncă gol. Așa îi place avocado, să-l mănânce gol. Îți place avocado? Bravo. Și pâine, ia și pâine. Antonia nici nu vrea să-l vadă. Nu vrei avocado? Poftă bună, Maria. Antonia a vrut un sandwich din ăsta cu șincă. Poftă bună. Maria aproape de dat avocado, dar roșii nu papi? Papuș roșii. Asta voi mânca eu la micul dejun. Doi ardei cu brânză. Și o felie de pâine cu șincă din asta. Am vrut să mănânc avocado, dar n-ai cum, adică e stricat tot. Așa că voi mânca asta. Just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day was over. Am pus aici să fac o ciorbă de cartofi. Am pus cartofi la fiert. O să le iau spumă un pic. Fac niște, fac o spumă și cartofi ăștia. De lua. Aici am frământat să fac niște colaci. Aici am pus apă să fac ceai. Că nu mai pot. Nu mai pot. Că mi-este rău de numai. Ce vrei?
Acum am să-l acopăr și am să-l las 10 minute așa la infuzat. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Am făcut aici și câțiva hot dog sau covri dog, nu știu cum se spune. Am făcut tot cu aluatul de la colaci. Și acum am să-i pun un pic la... să dea un clocot în apă și după îi bag la cuptor. Am terminat covri dogii, cam așa arată. Și, și colacii am terminat, sunt foarte pufoși. Eu nu pun nici semințe pe ei, nimic, așa e la simplu, doar îi dau cu ou pe deasupra. Și aluatul este același care îl fac eu de pâine, făină, sare, drojdie și apă. Și am terminat și ciorbița de cartofi. Am pus zarzava de acasă de la mama soacră, bulion la fel. Și asta vom mânca noi la prânz. Am adormit-o pe Maria și acum stau un pic. Mi-am făcut iarăși un ceai. Mă simt foarte rău, mă doare în gât foarte tare, mă ustur așa și nasul îmi curge, mă doare și un pic capul. Și acum Maria doarme, Antonia e plecată cu Sebi până la magazin și eu am zis să-mi beau ceaiul și să mă pensez până se trezește Maria. Am niște sprâncene foarte aiurea crescute și am să mă pensez acum până ce vine Antonia și cu Sebi și mâine am programare la ginecolog, mâine la 11 am programare la ginecolog și trebuie să merg, dar sper să nu mă încurce răceala asta mea. Foarte rău a răcit. Înainte nu răceam așa de tare. Acum, de când sunt însărcinată, parcă se prind toate bolile de mine. Nu știu. Oh my God. Și încerc să mă tratez cu ceai, cu lămâie și cu miere, cu ciorbă, mi-a făcut ciorbă. Frământat aici să fac doi cozonaci. Nu mă simt eu foarte bine, dar nici nu pot să stau degeaba așa pe pat. Așa că mi-era poftă de cozonac și am frământat aici pentru cozonaci, pentru doi cozonaci, un kilogram de făină. Dar am să vă las rețeta scrisă în descriere, rețeta pe care o folosesc eu.
Acum o voi da la crescut, cam o oră și ceva. Am făcut și umplutura la cozonac. Tot așa am să vă las rețeta în descriere. Nu am mai stat să filmez acum că mă simt destul de rău și îmi lua mai mult timp. Eu las nuca mai mare, îmi place să las nuca mai mare înăuntru, să o simt pe cozonac. Și când făceam acum umplutura la cozonac, într-una când fac cozonac, mi-aduc aminte de copilărie, așa, de când făceam mama cozonac cu bunica mea, bunica din partea tatălui. Ele la Paști făceau cozonaci împreună, dar nu făceau câte 2-3 cozonaci cum facem noi acum. Făceau câte 8, 9, 10 cozonaci. La Paști se întâmpla chestia asta. Făceau câte 10 cozonaci. Deci mama făcea 8 sau cât făcea și ea la fel. Îți dai seama că stăteau o zi pentru mama și o zi pentru ea să facă. Și bine că era și familia destul de mare. Adică tatăl meu are 8 frați. Și veneau toți acasă de sărbători, plus nepoți, plus s-adunau destul de mulți. Și mi-aduc aminte de bunica mea, Dumnezeu să o ierte, că nici o bunică nu mai este în viață. Nici din partea mamei, nici din partea tatălui. Că ea avea o vorbă cu tăvile astea pentru cozonaci. Să nu spălăm tăvile. Pentru că se prinde cozonacul doar... le radeți așa cuțitul și le ștergeți. Așa de ce ea. Să nu spălăm tăbile. Scrieți-mi în comentarii dacă și voi ați pățit așa cu bunicii voștri, cu spălatul tăbilor. Eu asta o țin minte. O crescut destul de bine aluatul meu. S-a triplat, pot să zic. Și acum mă apuc să-i fac. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six keys to Lane, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six keys to Lane, five golden rings, four calling birds, three. Asta eu am făcut. Ăsta mi-a curs un pic aici. Am pus, cred că, prea multă umplutură. Mie îmi place să fie multă umplutură, dar nici prea multă, pentru că nu va mai crește dacă pui prea multă. Și acum îi voi lăsa încă o oră să crească la cald. Și aici, stai, mi-au ieșit așa doi împletiți. Pentru că tăvile mele nu sunt mari. Și am făcut așa doi mai mici și aici am făcut unul și l-am învârtit așa, rotund. Nu contează, nu știu să fie bun, că nu fac pentru musafiri, facem pentru noi.
Și voi lăsa la crescut acum încă o oră în tavă. Mami ne spune că... Ce ai plăguriță? Este cele mai frumoase. Ce ai plăguriță? Te-am prins. Ce ai mâncat? Am mâncat ciocolată. Mâncat asta. O lins oala. Eu tot. Unde a fost umplutura? A fost bun? Da, uite aici. A fost bun? Uite aici. Uite aici. Așa făceam și noi când eram mici. Lingeam uite ce? Ligianul după ce făcea mama cozonaci. Ciocolată. Da. E bună. Ciocolată topită. Pite. Cu nuci. Înțeleg și nuci la acri. Șterge gura, măi. Uite și ai pe la gura. Să nu spui. Gata, au crescut cozonacii mei. Au crescut foarte bine. Și ăsta a crescut așa pe rotund. Acum îi voi unge cu ou și un pic de lapte am pus aici și îi voi da la cuptor. La cuptorul preîncălzit la 180 de grade și îi voi lăsa așa la 170 de grade să se facă. Gata cozonace, au ieșit foarte pufoși. Am vrut să fac filmez și eu înainte, dar de unde? Că Maria a venit aici în bucătărie și mi l-a rupt. N-am apucat să-l mai filmez întreg. Dar, în schimb, a ieșit foarte, foarte moale, foarte bun.